Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre volumul Cărți, semnat de Teodor Bordeianu, volum apărut în anul 2019 la editura Paralela 45. Cu această ocazie vreau să le mulțumesc prietenilor de la editură pentru volumul pe care mi l-au oferit. Volumul semnat de Teodor Bordeianu cuprinde o serie de povestiri, unele mai apropiate de realitate decât altele, povestiri despre oameni simpli ce provin dintr-o țară post-comunistă. Fiecare povestire atinge o coardă sensibilă, fiecare povestire aduce în atenția cititorului o problemă atât de relevantă pentru un popor ce a fost condus de prea mult timp, de o putere mult mai mare, pentru un popor care luptă pentru o viață decentă. Teodor Bordeianu are un stil ce te acaparează și te introduce natural în miezul acțiunii. Fiecare povestire se axează pe un alt personaj, pe o altă problemă relevantă atât pentru individ cât și pentru comunitatea din care face parte și mi-a plăcut foarte mult să revăd locuri sau oameni din trecut prin intermediul acelor pasaje pe care Teodor Bordeianu le prezintă în volumul său. Autorul reușește să creeze niște personaje plăcute de care te atașezi foarte repede. Personaje pentru care te bucuri sau personaje alături de care suferi. În orice caz, indiferent de povestea pe care o prezintă autorul, am reușit să mă regăsesc cumva în situația în care se află un personaj sau altul și am reușit să văd perspectiva fiecăruia într-o situație anume. Cărt de Teodor Bordeianu este un volum pe care l-am parcurs într-o suflare și un volum în care m-am regăsit. Mi-am regăsit visele din copilărie, crâmpeie din trecutul meu, dar și locuri sau oameni care cândva au făcut parte din viața mea. Autorul reușește să contureze, prin intermediul a câtorva fragmente, portretul unui om simplu, obișnuit, dintr-o țară post-comunistă, portretul unui om care, deși are foarte multe greutăți în viață, reușește să treacă peste acestea și să lupte pentru un viitor mai bun. Vă recomand să lecturați acest volum dacă vă place proza scurtă sau dacă vreți să faceți cunoștință cu literatura basarabeană contemporană. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă! Pa, pa!